La numai o zi după anunțul lui Gigi Becali, transferurile lui Boboc și Rada Slavescu de la Farul Constanța la FCSB au fost confirmate oficial astăzi de cele două cluburi. De altfel, cei doi jucători au și fost prezenți pe site-ul grupării din București, efectuând deja primul antrenament sub comanda lui Nicola Edică. Văzut drept unul dintre tinerii cu potențial ai Farului, Eduard Rada Slavescu este un produs 100% al Academiei Gheorghe Hagi și a debutat în prima ligă pe 17 octombrie 2021. Tânărul internațional a înscris primul său gol în primul eșalon al fotbalului românesc în acest an, pe 9 aprilie, într-o victorie a Farului pe terenul celor de la FC Argeș. De asemenea, deși craiovean la origini, Radu Boboc este și el format de Academia Gheorghe Hagi și a debutat în prima ligă pe 22 iulie 2018, într-o partidă cu FC Dunărea Călăraș. El a adunat selecții la toate categoriile de loturi și a făcut parte din lotul României la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2021. Potrivit președintelui Farului, Gheorghe Popescu, suma de transfer este fixă, însă gruparea constanțeană a păstrat și un procent dintr-o eventuală vânzare.